Revista Suflet de Femeie a ajuns la numărul 56 după 15 ani de activitate. În prezent are un tiraj de 6.000 de exemplare. Revista a debutat în decembrie 2009 și de-a lungul timpului publicația s-a îmbogățit și a devenit tot mai valoroasă. Echipa de colaboratoare a crescut și s-a maturizat, femeile fiind încurajate să scrie și să aducă o bună mărturie prin experiențele lor. Numărul întâi a apărut în decembrie 2009, avea 15 articole pe atunci și 24 de pagini. Era foarte drăguț și pentru noi a fost o bucurie imensă că le-am putut tipări în 400 de exemplare și le-am dăruit cadou cititoarelor din acea vreme. Perioada aceasta, deci suntem în 2024, noiembrie, am ajuns la numărul 56, o revistă bogată, iată, cu peste 50 de pagini, 32 de articole și de-a lungul timpului s-au scris undeva peste 1300 de articole în această colecție de 56 de numere, care însumată ar ajunge la vreo 2400 de pagini. Sunt așa de onorată să pot spune că doar în ultimul an am avut peste 100 de autoare diferite care au scris la revista noastră. Asta ne încurajează pentru că primim articole și cred că este și un atu al colectivului de redacție că am avut încredere în multe femei. Cred că de-a lungul timpului am omis să publicăm vreo 3-4 articole. Deci este sub 0,0% din mulțimea pe care am primit-o și asta arată că noi avem încredere în autoarele tinere, indiferent de vârstă, adică că sunt domnișoare sau sunt deja străbunici, că sunt dintr-un oraș sau din altul sau chiar din străinătate, diferite naționalități, diferite biserici, toate avem în comun dragostea față de Dumnezeu și dorința aceasta ca lumina să biruie întunericul.